Cafeaua de dimineață Te ajută să scapi de greață și îți crește mora Bună dimineața, oameni buni la cafea O cafea tot amară și astăzi Pentru că, într-un fel, suntem nevoiți să continuăm subiectul de ieri, cel cu creșa neputințelor noastre și să mergem mai departe cu un alt subiect care ar putea să constituie o lecție practică de devalizat patrimoniul orașului. Sunt lucruri care se întâmplă, sunt lucruri care sunt la mâna conducătorilor noștri și care reacționează de cele mai multe ori doar la impulsuri, nu au planuri pregătite din timp sau nu-și fac planuri pregătite din timp, de cele mai multe ori vorbește gura fără ei, spun așa, facem chestia aia începând cu data de. După ce dau declarația, uită sau nu fac nimic ca să vadă dacă pot să își țină promisiunea. Ieri vorbeam despre creșa promisă din cartierul Speranța o creșă care ar fi trebuit să funcționeze începând cu data de 11 septembrie, pentru că primăria a achiziționat pătuțuri, măsuțe și ce mai era. Aici la achiziții suntem foarte buni. Când vine vorba de uh, cumpărat, se cumpără rapid totul. Problema este că o creșă funcționează după niște reguli stabilite de statul român prin Ministerul de Resort și Administrația Publică Locală. Spuneam ieri că primăria nu și-a făcut treaba vis-a-vis -vis de demersurile necesare pentru deschiderea creșei și că ar fi bine să facă o ședință de Consiliul Local de îndată ca să pună lucrurile la punct. Ne bucurăm că s-a făcut ședința de Consiliul Local, s-a fost convocată ședința de Consiliul Local de îndată pentru astăzi. Ne bucurăm că după emisiunea de ieri s-au dus oameni și au sudat gardul și mă rog ce mai aveau de făcut pe acolo și lucrau. Probabil că era în plan. Uh, am văzut cu mare bucurie declarația viceprimarului Marius Irimia care a spus că de joi Creșa va funcționa și va avea copii. Sincer ne îndoim că se va întâmpla lucrul ăsta decât dacă uh, va exista așa un fel de rumburacu uh, dacă mai țineți minte, vrânză, vrăjitorul acela dintr-un film celebru Arabella, sau vreun Harry Potter, care să dea cu bagheta peste acte și să le rezolve. Cert este că astăzi avem două hotărâri de Consiliul Local propuse uh, plenului Consiliului. Proiectul numărul 2, care este pe ordinea de zi, este un proiect care trebuia făcut de mult timp, de o lună de zile, de când s-a hotărât să facă acolo creșă. Și proiectul, îl avem și pe ecran, cred, o să încerc să-l fac cât mai mare, dacă reușesc. Dacă reușesc, da? Ce spune? Se aprobă introducerea în baza materială a învățământului preuniversitar de stat a bunului imobil situat în strada Izoare, numărul 151. J, având destinația spațiu de învățământ cu nivel de educație antepreșcolar. Deci, primăria are un spațiu pe care l-a construit cu destinația grădiniță. L-a construit. N-a făcut nimic, niciun demers ca el să fie grădiniță. Acolo n-a fost grădiniță niciodată acum îl introduce în baza materială învățământului cu destinația de spațiu de învățământ cu nivel de educație antepreșcolar. Asta înseamnă că el nu era în această bază și destinația de spațiu de învățământ era doar teoretică, prin proiectul pe care l-au construit. După care spune că se aprobă darea în administrare, bla 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 și proiectul este ok. Mulțumesc. Imediat după este propus consilierilor un alt proiect, numărul 3, care, din punctul nostru de vedere de nespecialiști în domeniu, este cel puțin forțat, dacă nu făcut cum nu trebuie. Ce spune? Modifică un HCL din 2022 privind aprobarea înființării unității cu program prelungit, Creșa Piatra Neamț. Adică, în 22, atunci, în mar aprilie, mai parcă, se aproba unitatea de învățământ cu program prelungit, Creșa Piatra Neamț, în subordinea Consiliului Local Piatra Neamț. Trecea de la Direcția de uh, Asistență Socială Creșa la Primărie. De acolo încolo, hotărârea respectivă mergea pe filieră, minister, inspectoratul școlar, minister pentru aprobare și pentru intrarea ei într-o rețea de învățământ națională, chiar dacă era aici. Și această creșă avea niște unități în subordine dintre care nu toate funcționau. Ei bine, ce spune acest proiect de hotărâre? Modifică HCL în sensul schimbării temporare a sediului creșei numărul 5, Lizuca și Patrocre din strada Tineretului 7, în cartierul Speranța, strada Izoare, bla bla bla. Pentru anul școlar 23-24. Acum, nu prea există ideea asta de sediu temporar în învățământ, dar, mă rog, având în vedere situația care e la Piatra Neamț, probabil că se poate obține o derogare. Dar ce observăm noi? Luăm una bucată creșă și o ducem într-un alt sediu. Acea bucată de creșă era autorizată pe sediu vechi. Autorizarea nu înseamnă ce acreditată pe sediul vechi. Sunt niște condiții. Când tu, administrație publică, muți teoretic printr-o hotărâre de Consiliul Local, că încă nu e clar, sediu dintr-o parte în alta, nu muți și acreditarea. Tu poți propune ca noul sediu să găzduiască creșa, Faci demersul administrativ și mai departe intervine inspectoratul care transmite hârtiile la minister și ministerul care decide. Cel mult poți să spui acum că în strada izvoare ai un sediu pe care îl propui sistemului de învățământ drept creșă și mergi mai departe pentru acreditare. După care... Tot Consiliul Local modifică anexa 1, organigrama și statul de funcții. Lucru normal, ok. Urmează anexa 3. Anexa 3, numărul total de locuri din unitățile de educație antreprenorială cu program pe lungi disponibile, îl modifică primăria. Lucru care, din câte știm, îl poate face la propunerea inspectora propunerea primăriei care ajunge la inspectorat, ministerul, nu Consiliul Local. Consiliul Local poate propune lucrurile acestea. Și în hotărâre mai avem o chestie, ci că articolul 4, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț și creșa Piatra Neamț vor asigura aducerea la îndeplinirea prevederilor prezente hotărâri. să fie cu iertare, dar Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț nu mai are nicio treabă cu situația actuală de la creșa Piatra Neamț. Probabil că s-a luat un draft de hotărâre la vechi și a rămas așa. Trecem peste faptul că proiectul de hotărâre, dacă Bogdan ne mai dă o dată, nu are semnătură la inițiator, nici măcar pentru. Dar ăsta este un amănunt probabil nesemnificativ, o, să-i spunem, eroare materială care poate fi îndreptată cu un băț pus acolo și o semnătură alături. Dacă mergem și continuăm pe acest proiect de hotărâre, o să vedem că se pare că primăria încearcă să Modifice lucrurile astea doar pentru a da drumul la creșă, fără să țină cont de faptul că s-ar putea să aibă nevoie chiar de uh, o acreditare prin intermediul Aracipului. Și o să vă spun cum stau lucrurile la nivelul acesta. Ni s-a spus de la primărie, domne. Noi avem o adresă de la Minister care ne spune că nu e nevoie de aracip. Pentru că noi acolo am avut o grădiniță și acum nu facem decât să schimbăm gradul sau nivelul de învățământ. Deci de la grădiniță la antepreșcolar sau cum se cheamă creșa. Și Ministerul ne-a zis că dacă e așa, nu aveți nevoie de aracip. Ei bine, nu e așa. Acolo ai avut o clădire care se era construită să adăpoștească o grădiniță. N-ai avut niciodată grădiniță care să fie inclusă în sistem, care să aibă număr de copii uh, alocate, posturi și așa mai departe. Și care să fie acreditată. N-ai avut niciodată. Nu poți tu acum să spui decât dacă ia de la minister, ți-au spus, fă ne o hârtie ca să ne facem că nu știm și să-ți dăm că poți face așa. Nu poți tu acum să spui ministerului, știi, eu am avut acolo grădiniță, chiar dacă n-a funcționat, chiar dacă nu, și acum. Problema este că toată lumea vrea să existe creșă în Piatra Neamță. Lucrurile astea puteau fi preîntâmpinate dacă aveam o hotărâre de Consiliul Local de acum o lună, două, și totul era absolut normal și mergea înainte așa cum trebuia. Cineva nu și-a făcut treaba la nivel funcționaresc în Consiliul Local. Nu știu dacă este sau nu o coincidență, dar se pare că cel puțin în ultimii ani, nu vreau să vorbesc cu păcat dacă în și mai mulți ani, Persoana care răspunde de învățământ din inspectorat este de obicei în concediu, din inspectorat, din primărie, mă scuzați, este de obicei în concediu în luna septembrie când începe anul școlar. Ar trebui poate să întrebe onor conducerea primăriei dacă atunci când primește o cerere de concediu a cuiva, într-un anumit domeniu, e normal ca el să fie în concediu exact în perioada în care începe anul școlar. Cam asta ar fi cu subiectul creș. Azi va fi ședința, suntem curios să vedem ce se va întâmpla. Dacă cineva are cu Mă rog, timpul și plăcerea dintre consilieri să citească proiectul de hotărâre, dacă citește referatul de aprobare, vede clar că în referat se spune cum trebuie făcut ca să poți să funcționezi ca o creșă. Serviciile de educație timpurie prin unitățile de educație timpurie, creșa Piatra Neamț. Cu personalitate sunt coordonate metodologic de către inspectoratul școlar, prin desemnarea așa, care va coordona bla 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 bla. În acord cu prevederile curricului specific în baza unui plan operațional anual, aprobat de ISG, în baza unui contract educațional, etc. etc. Planul de școlarizare pentru unitățile de educație timpurie între preșcolară se stabilește anual de către Inspectoratele Școlare Județene, Municipiul București, și se înaintează Ministerul Educației în vederea aprobării cifrelor de școlarizare pentru unitățile de învățământ preuniversitar. Dacă ai citit asta, citești proiectul de hotărâre și te întreb dacă. Lucrurile sunt în regulă. Probabil că departamentul juridic, consilierii care vor citi, vor veni cu soluția uh, cea mai bună pentru ca joi să avem copii în creșă. Lucru de care, cel puțin personal, mă îndoiesc. Bun. Să ne oprim cu creșa aici, să le dea uh, minte cel de sus consilierilor să ia hotărârea cea mai bună. Și executivului primăriei să întrebe de ce oamenii care au treabă cu așa ceva nu i-au tras de urechi, de mânecă, de ce le place lor să fie trași, ca să le spună, uite, așa trebuie să facem ca să avem creșă de la 11 septembrie. Și mai este ceva, să citească toate hotărârile pe zona aceea, toată corespondența cu Ministerul, nu pe sărite. Mergem mai departe cu subiectul 2. Ați auzit cu toții că în județul Neamț, după tragedia de la Crevedia, au fost controle drastice, drastice pe zona stațiilor GPL. O să avem zilele astea, probabil azi, mâine, încă un rezultat suplimentar la controlele făcute prin ordin de prefect, Probabil că se mai închid câteva stații, dar nu asta vroiam noi să discutăm aici. Noi vroiam să vă ținem o mică lecție practică de cum se înstrăinează, cum s-a înstrăinat patrimoniul uh, județului municipiului Piatra Neamț într-o perioadă fericită a acestui oraș, în care totul se făcea la nivel mare că toți suntem într-un oraș legat de Ștefan cel Mare. Ei bine, toată lumea care a trecut prin zona spitalului, nu intrarea principală, ci apel, scări, știe că acolo exista o stație GPL lângă, lângă o clinică medicală și mai încolo încă o stație GPL care a fost construită un pic mai târziu. Cum s-a putut construi o stație GPL în zona aceea? O să spuneți, păi cum? Normal, s-a săpat, s-a pus nu. Ca să se ajungă să construiască o stație GPL acolo, lucrurile au stat cu totul și cu totul altfel. Povestea începe, o să spuneți că sunt amintiri din tinerețe, 1999, când Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț emitea o hotărâre, dacă Bogdan poate, o hotărâre, o de majorarea capitalului social al societății Salubrita S.A. Da, societatea primăriei la vremea aceea primește primește de la primăria Piatra Neamț ca majorare de capital social un teren de 540 de metri, teren aflat la un moment dat în domeniul public al municipiului îl primește mi se dă așa, zice băi Aport în natură. Faceți și voi ceva cu el. Unde? Lângă scările spitalului. O să spuneți, păi și le-a dat și lor să aibă acolo ceva. Da. Președinte de ședință era domnul Ioan Mancaș. Și asta se întâmpla în 25-a 11-a 1998, mă scuzați, în 99. Acum, încercăm să ieșim din documentul ăsta și să mergem mai departe, să vedem dacă găsesc documentul respectiv. Să vedem dacă găsesc un document care ne spune ce s-a mai întâmplat acolo. Ia, uitați ce spune aici. Regimul juridic. Prin HCL. Terenul a fost transmis în administrare salubritase sa, care a încheiat cu o societate comercială, Omex un contract de asociere pe 11 a 3 -a 1998. Un contract de asociere. Ce contract de asociere a fost? S-a realizat o stație de distribuție carburanți Așa, printr-o autorizație de construire din 1999. Și ce spune acolo? Prin planul urbanistic general, terenul este încadrat în zonă cu, destinații, cu, zonă cu instituții publice, în afară de spital, nu era nicio instituție publică, și servicii de interes general sub zonă cu construcții pentru sănătate. Adică o construcție pentru sănătate, nu spune exact ce. Deci, salubritas cu Omex se asociază ca să facă o stație de carburanți. salubritas e societatea aia care dă cu pe stradă și culege și mătură străzile, face curățenie. Omex este o societate care se ocupa la vremea respectivă cu carburanți societatea avea legătură cu un domn care era acționar acolo, care se numea Ionuț Mancaș. Probabil, probabil că este vorba despre același Ionuț Mancaș care era, te rog Bogdan, președinte de ședință în momentul în care terenul de la Salubritas a fost dat. terenul de la primărie a fost dat lui Salubritas. Întrebarea firească este dacă, în momentul în care s-a transmis terenul la Salubritas, era în plan construirea unei stații PECO cu firma Omex. Cel mai probabil că da. Știa primăria de chestia asta? Cel mai probabil da. Uh putea să fie autorizată o stație PECO în coasta spitalului? Cel mai probabil cu forțarea legii la vremea respectivă. Acum o să spuneți, da, au fost, au trecut, asta e. Da, dar noi am pornit de la GPL, nu de la o stație PECO. Noi am pornit de la GPL. Ce face Salubritasul cu terenul pe care îl are de la primărie. Se asociază cu OMEX, după care, peste câțiva ani, pentru că trebuia lăsat să dospească acolo asocierea, îl vinde. Cu el îl vinde? OMEX, pentru că era asociat cu el. Și Omexul, după ce îl cumpără, zice, bă, parcă m-am cam plictisit de benzină. Ia hai să facem aici altceva și cere o demolare, construire de sediu, după care vinde o parte din teren unei societăți din Piatra Neamț, care societate îl vinde apoi uneia din... sau care cumpără pentru una din Iași și apare o clinică medicală. Întrebarea este... Clinica medicală a primit autorizație să fie construită acolo, chiar lângă scările de urcare la spital, nu s-a gândit nimeni, domne, nu cumva e un pic de chestie, ne la locul ei să pun o clinică în care probabil vor lucra toți medicii de la spital acolo, chiar lângă spital, că dacă în timpul programului vine unul la clinică, poate coborând medicul plătit de stat să ducă să dea o consultație acolo. A fost. Așa era la atunci, la vremea respectivă, nu mai conta. Dar, după un timp lângă clinică este autorizată o stație butan-gaz după ce Omexu vinde și partea sau mă rog, înstrăinează și partea cealaltă de teren sau o dă, nu știu ce au făcut acolo, avem documentele, dar nu are rost acum să mai stăm pe ele, către Butan Gaz, care primește autorizație cu clinica alături, cu spitalul deasupra pe motiv că dacă a fost benzinărie înainte, de ce n-ar putea fi din nou și butan gaz? Și uite așa, s-a pro procopsit municipiul Piatra Neamț cu o stație butan gaz și cu o clinică medicală impozantă pe un spațiu care era al primăriei, dat ca aport social unei societăți care l-a vândut după ce a făcut un contract de asociere, asociatului. Este un fel de perioada capitalismului sălbatic, care la vremea aceea era în regulă. Dacă cineva se uită să vadă cine erau consilieri locali în perioada aia și în perioada următoare unii, ce teritorii, ce spații din municipiul Piatra Hamț au ajuns în posesia lor și cum, o să vadă că regula este patentată. Și că, așa, oamenii care erau puși acolo să apere interesul orașului, au avut grijă de interesul general al consilierilor și după aceea al orașului. Și exemple sunt nenumărate. Vă invit să mergeți, nu mai știu cum se cheamă cinematograful ăsta de aici, din. Piața din, vis-a-vis -vis de muzeu, mai știu cum se cheamă, Piet pietricica mi se șoptește. Vă invit să mergeți să admirați panorama uh, fostului cinematograf. Uh, acolo, în față, tronează pe spațiu public o construcție monstruoasă care a fost aprobată, tot așa, exact pe același tipic, cu pentru un consilier. Și mai sunt și alte asemenea cazuri. Am vrut doar să vă aducem aminte, să vă spunem, pentru că, nota bene, atunci când primăria a scos din domeniul public și a pus în domeniul privat terenul acela de 500 de metri, prefectura a zis, domne, nu este legal, este împotriva legii trebuie anulată hotărârea. Bineînțeles că nu s-a anulat nimic, pentru că totul era la mica înțelegere. A făcut o hârtie, domnul, cred că s-a din primărie la vremea aceea era, și a spus, nu, domne, este legal. E, dacă a spus că este legal, a rămas legal. Și uite așa, s-au dat spații societăților comerciale ale Consiliului Local, care după aceea, bine mersi, le-au vândut direct sau, au intrat în insolvență și atunci lichidatorii au vândut. O adevărată poveste, un adevărat roman se poate scrie, sau o carte de istorie se poate scrie cu bunurile vândute la licitație pe societățile comerciale ale municipiului Piatra Neamț, care au intrat temporar în insolvență sau definitiv după aceea insolvență și faliment. Și după aceea să ne uităm cine s-a împroprietărit pe ele. Ne oprim aici. Vă doresc o zi frumoasă, o zi bună, să ne vedem sănătoși mâine dimineață. Dacă totul este în regulă, vom vorbi despre apă. Numai bine.